Bine, v-am regăsit, prieteni, a venit primăvara. Da, chiar că uite, dau și odată cu ea energia noastră. Chiar, să știi. Amuța e supărată, dar și revine ea, că o fală când cerci cu n-am pământ, au cer vine. Eu ce supărată este amuța mea. Abia s-a trezit. Etistă și vrea... oboșită. Și vrea în casă. Etistă și oboșită. Gata. Mi-am baci ea. Mi-am baci. Astăzi am luat ultima tură de lețuri de astea. Ce bine arată. Bine, un pic mai vechi arată, că cred că stau arată de un pic mult. Mai vechi? Da. Sunt un pic mai mărișoare decât alea. 5x5 astea, exact 5x5 sunt. Da, așa. Par mai groase, da. Chiar. Și din astea am de unde să iau, cu fără mie le iau. I-am venit și prietenul lui Eric azi. Toată lumea a ieșit, capotă. Am dat drumul la, uite așa trebuie să meargă pe timp de vară, la apă frumos. Toată lumea la soare, cred că 10-12 grade cred că sunt afară, e frumos, tare. Micuțăl, zi-mi și mie câte gagici mai ai, asta vreau să știu. 4 și 2 copii. 4 și 2 copii, ai și copii? Da. Cu două dintre ele sau ai gemeni? Păi gemeni. Gemeni are, mă, gemeni are. Bravo, Nicușor, bravo. Îmi place de tine că e sincer, mă, asta îmi place. E bun, nu? De-aia ziceam. Nicușor e prietenul meu, îl știți voi de vlogurile trecute. E cel mai bun prieten al meu, Nicușor. Da. A căzut el măritorea cu capul de cimier, dar nu are nimic, a trecut, a? Aia, s-a mai făcut un cucui, ci? Un cucui în plus, este? Da, păi de-aia ziceam și eu. Gata, mergem și ne apucăm de rânduielita astea, ca să le terminăm. Că tot e vremea superbă, superbă. Azi nu prea am avut timp, dar am fost plecat cu treburi, cu alea. Spatele mai doare puțin. Prin echipă că nu mă mai supără, treaba e brici. Da, și n-am luat nimic acum. Nu știu, n-am nicio idee. Dar e bine, acum e bine, 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 bine. Bine. Mă apuc de treabă. Cu pantalone pe tine. Gata, m-a luat. Bună dimineața. Nicușoara a zis, a adus o bunică. Ma Sofia. Ia uite-o pe ăsta, zici că stă încă ăla, păi salvare. Ia uite-o pe ei, mă, noată. Lasă-și pe ea, împărat, acolo. Și ce, și ce? Hai, mama, ridică! Ridică, mama, ridică! De jos, de jos vreau să... Ia, apuci o leacă de asta? Da. Cât ai băgat în ea? 50 de lei. Ia. Va bine, mi-a ajuns la altul să și mai și rămâne pentru... Nu știu dacă cât mai rămâne. Hai că am lăsat după Ema, simt. Eric, te uiți o leacă la Ema! Da, să până mai să fac, să joacă. Da, intră până partea aia, pe casă, pe acolo. Da. Dai tu să le aduni? Mizeriile. Mizeriile.
linie. Oh, Doamne ajută. Am făcut mai mult decât... Bravo. Știi ce mă gândeam? Un sac de ăla de gunoi, de tomberon mare, nu-i bun? Să adunăm talaj de ăsta în el? Ba da. Îl legăm. Ba. Mai am, mi se pare că unul. Parc, mă uit. Da, dar s-ar putea să mă încegăiască. Nu-l leg. El e verde. Nu-l leg. Îl las așa desfăcut. Dar pentru pui, tu știi cum e ăsta? Păi de-aia zic că e păcat de el. Este extraordinar de bun. Ar trebui adunat, da, și știi că doar și anul ăsta am să luăm vreo 30. Era bun, era ceva bun, Rafi ceva, dacă găseai undeva. Saci de Rafi, de Rafi. Era, știu. Era bun tare. Știi care e treaba? Că uite, poate îl cumpărăm și anul ăsta vreo 30-40 de pui, tot de ăștia. Da. Uite, mâine tai 6 cocoși. 6. Că sunt mari și chinuie găinile. Chiar mă uitam. Las unul și restul tai. Da. Serios. Pe unul cred că ei l-au pus la... Aduci un chibrit de pe undeva? La pământ. Da, din bucă. Ia, dă-i cu mătura tu. Așa, dar nu știu unde-i mătura aia. Ia uite-o. Ce-i dai așa tare? Ai măturat-o? Da. Mai e o bucă de mamă acolo. Cap de linie. Auzi? Azi? Mâine punem alea și dăm foc după aia. A, eu mă gândeam că acum dai. Nu. Nu mai poți, nu? Mă dor că așa. Tot ai încărcat-o. Hai să mă ajut să ții măcar de sac, să adunăm o leacă de etalaj. Și știi ce mă gândeam? A? Când îl așezăm unde îl punem, îl leg. Cred că nu știu dacă are, așa. Dar n-are șnur de la. Așa. Îl leg și fac găuri așa cu ceva, cu ceva ascuțit. Aba. Pe colo, pe colo, să intre aerul așa. Nu dacă funcționează. Păi dar n-am. Și saci dacă ai avea... Nu. Mâine? N-am. Hai să vedem că poate mă ajut și tu. Și cu lăcămeara. Trebuie să tăiem cocoșul aia mai întâi. Să pună toate șipcile astea. Poate o fi la fel de cald, tăiem afară. Cât nu, adică nu e greu de pus șipci, dacă stau să mă gândesc așa. O să fie greu de zitul. Nu știu. De trasat liniile, știi? Să fie drept. Liniile? Da. Că trebuie să pui la dimensiuni. Nu le pui cum vrea mușchiul tău așa, știi? La dimensiuni? Da. Trebuie să vină perfect pe păi mâine. Păi și sus pe casă, acolo unde ai pus țigla aia la altă, cum le-ai pus? Care țigla? Aia. La fel. Tu nu vezi cât de vechi este și cât de ghinist? Da, nu, știu asta. Și doar strâmbii, că... alea strâmbii, astea da, drepte, alea strâmbii ca... Doar că... Tot așa e trasat cu pixul, cu creionul, da, slab. Da, acolo a fost mai ușor, că am stat în pod, alea. Da, am da. Altă treabă. Dar nu știu ce să... Să pun două de alea de 10 pe 10. Ce sunt alea? Două lețuri de alea groase de 10 pe 10, să merg pe ele. Din grămadă de acolo sau cum? Da, să merg pe ele, zic. A, să stai să-ți faci un de alea pe... Știi ce zici? Să stai pe picioare, da. Altceva noi, nu? N-ai avea ce. Uite, pune și soarele, ce frumos. Că n-am ce să... Tu îți dai seama că aici dacă îmi face treabă...
aici, la grădină, la și ne apucă. Uite frumos avem apus. Așa. Hai să vezi mai încolo, mai roșu se face. Super. Și să bei, să bei un ceai așa la ora 5, ca ce, englezii. Ceai de la ora 5? Da. Englezii? Ei. Sau englezii? Englezii. Englezii? Ia auzi mă ce fel fac. Englezii. Cocoșa aia. Da. Și să, să admiri apus. Că răsăritul? Pe și răsăritul. Dacă e închis tot, ce să mai admiri? Mai târziu. Ce aici, mai printre astea sau pe ponton? Printre a, gărduțul ăsta. Aici, aici știi ce ca lumea să fac? Faci un gărduț de ăsta, așa, și aici gărduț de la cu stinghii, știi, în carouri. Și se vede prin el, știi ce să, până să, începe să înverzească. Știi ce să faci aici? Nu. Un scaun de ăla care are jos, ca de rotund de ăla. De rotund? Știi? Nu. Ca de pescuit? Un scaun de ăla, cum era pe la americani, așa, care stătea oia pe verandă, așa, a, și dădeau așa. A, de să leagă-ne. În spate. Și îi pune nu, aici. Un șez lung. Uite, undeva, dacă ai putea să-mi faci ceva așa, pui da, un șez lung. Da, de mai mișto, te mai bâții așa, că te mai bâții creierii așa și te mai bâții ca retard, așa, știi? Da, ai văzut-o pe Ema azi, ce frumos a venit de vreo două și s-a așezat în mijlocul pontonului, nu, așa. Nu, nu mai lași aici. Păi, dar nu mă, că eram cu ea, dar nu-l las. Păi, erai cu ea, dar nu mai lași, că după aia se bate să vină în coa, știi? Păi, închidem, nu închidem. Păi, când închidem... Uite, trebuie să închizi aici perfect, că ea găsește a, da, pe unde clar, să intre. Clar. Clar. Da, a fost frumos azi. Și acum e cald. Prima oară cred că plec la gărduțul, fac de aici. Da. Știi ce zic? Mm-hmm. Ca să închid. Adică și o portiță aici mișto. Știi? Mm-hmm. Adică ceva improvizat așa. E improvizat. Că parcă improvizezi pentru... Faci pentru totdeauna. Da, dar improvizat. Nu? Băi, eu știu că cocoșul ăștia trebuie să cânte și dimineața la 5, la 4, la 6. Păi și nu-i dimineața, acum ce ori seara? Da, ai dreptate. Ei sunt mulți. Așa. Și încearcă acum care mai dicare să vadă da, că nu-i bărbani. Da, dar știi ce urât fac? Am zis, mă gândeam să las unul alb. Dar de aia care fac așa numai, dau din picioare așa când intri printre ei. Păi ăla îmi place. Nu-mi place că îmi sare în cap. Doamne iartă-mă, mișto. Păi sare la băiat din noi să știi cum să-l scozi în ghearele lor. Îi tai pe toți, mie. Unul mai lasă, ta roșu. Hai, bani. Ești mai tânăr. Da. Știi cum e ăsta la pui? E aur. Da, știu aur. Cum e. Eu țin minte că îmi tăia, făcea bunicul. Tot talașul, punea în saci. Da, da, el avea în fiecare zi. Da, da, talaș cât am eu aici, el în fiecare zi avea, cred. Cred. Eu mă chinu da, la aprindea la focul cu el. Cu talașul. Cu ce? Cu motorină? Nu. Așa cu talaș, simplu? Simplu, băga. După aia băga lemnii. Da. Da, primăvara? Auzi, era, nu era talaj de ăsta, era de la mai cât, avea din dea de aia din mână și era mai lung așa talajul ăsta, știi? Și mai grosuț, că lua mai, și mai gros. Știi ce zic? Știu, nu era atât de... Era și pe diferite mărimi, măsuri, mărimi. Da, îi dădea el drumul de acolo, din, dacă era manual. Da, nu, că avea mai multe, știi că mai avut noi una aici. Ia după aici. Dar așa cum mai este? Mă, da, am grebla aia, aduceam cu grebla să mai adunăm. De deasupra, știi? Aia de frunze. Bă, dar vine la mai trecut toate, toate boalele. Toate s-au adunat la toate boalele, toate boalele. Toate boalele s-au adunat deodată. Parcă au știut. Mai... Fie mai mult, băi. Ce? Acum, gata. Punem talașul ăsta și la revedere. Nu-i bun la pui, bunică, talașul ăsta? Da. Ca lumea, nu? Da, și așa vrem să luăm vreo 30 de pui anul ăsta. Eu am zis 100, ea zice 30. Hai mă, lasă-mă cu 100. Noi am avut, cât am avut? 20 ăștia sau 30 au fost? Nu. Și nu, n-ai poți. Nu mai, stai cu mine, te ascultă-mă și pe mine când zic ceva. Păi te ascult, dar dacă tu nu mă asculti... Tu ai dat vreodată de mâncare la pui ăștia? Cum să nu dau? Când? Pe seară. Ce mănâncă pui? Sarmale. Sarmale? Ia du-te, bere. Dar mănâncă, crezi că nu mănâncă? Cum să nu mănânci? Eu i-am învățat și sarmale. Cum să nu mănânci? Adică
Adică cum le fac la porc, tăruță caldă, așa îi le fac și lor. Le dau jumătate, o găleată întreagă, le împart la purcel și la pui. Și de-o fi zeamă de aia de la sarmale, mă, nu știu. Da, da? Și ciorbița brânzalii mi-e împuie de ouă sau trei. Ți-am pus două, ți-am pus două. Și ciorbița brânzalii. Eu am fost afară între timp, am tăiat lemnul la carat la barac imediat după ce ai mâncat. Iar noi... Ăștia s-au băgat cu... Îs cu capul în nisip, ca struții, băi, frate, da. Nu știu care e. De ce oare? Așteaptă să fie preți. S-au băgat cu capul în nisip, ca struții. Patru ai tăiat? Ce? Cât ai tăiat? Șase. Șase? Ba nu, șapte. Mai era unul, mai... Nu mai mă... Stai să... Așa. Mai sunt trei afară de jumulit, dar trebuie să mai fierbă în teapă. Și jumulit băgăm... Uite, mi se-ți bătea. Auzi? S-a mai oprit vântul afară. Mă duc să crăp lemnele. Da, din casă să știi că nu mă bate, nu mai bate. Păi tine nu. Mă duc să crăp lemnele și după aia poate zi. Stau geaba. Auzi? Poate mă sui sus acolo să bată alea, eu știu. Măcar alea, era bun. Era bun tare, nu că bun. Tu vrei și țigla azi. Da. Be. Dacă de dimineață dacă era, știi? Dacă nu bă, uite, vremea de ieri a fost superb. Mult făceai. A fost prea mult făceai de tot ieri. Serios. Bun, și pastea sau le crăp și pastea? Nu, alea am băgate. Alea cărate. Numai alea groase. Am luat un topor de la soacră mea. Un topor lăc. Adică e toporul meu, dar eu l-am dat ei și acum m-am dus și el duc înapoi. Numai cât tai lemne acum. Dar cine i-a pus coada asta lăcări? Tot de un văd oaie așa e pusă, se pare. De un văd oaie ca mine așa e pusă. Așa, lăcări, și alea groasă le iau eu acum de lei. Le banghesc. Da. După aceea să vedem dacă reușim măcar cu creionul să dau sus acolo semne. Cât e pus, le pun imediat. Și dacă plouă și ți ia creionul? Cum să ia creionul? Păi nu se ia dacă plouă. Cum să ia? Dar ce, eu pun creioane de alea care se ia? Da. Ia o timuța. Știi ceva de vă sacoșă de aia albă? Nu, pentru ce? Să-i fui, îi fur doi cu cortul mă, da? Și-i aduc aici, să vedem ce reacție are. Ha? Ce? Să... Mă pun azi acolo sus, poate reușesc să le trasez măcar până de seara. Nu, dar tot bani. Dacă, bani, da, unul mai e ca dimineața oricum. E mult mai bine. E mult mai bine. Știi? Da. Fac o leacă de curapă aici și o leacă de oale. Ce faci tu? Tai la topor? Da, mă pun și le crăp. Ah, da, mă sunt multe. Sunt vreo două. Așa că te uiți la ele nu prea. Nici mie nu mi se par multe când nu mă uit așa. Dar știi care e treaba? Nu. Ăla de ce-l bagi? Ăla nu lăcă, ăla nu lăcă. Ăla chiar trebuie dat pe din două. Auzi? Da. Mai sunt vreo două de astea de salcăm acolo, trebuie aduse. Unde? Nu sunt multe, doi, trei butuce, așa. Cu securea n-am mers, eu am încercat, dar nu... Mergi cu topor, nu mergi. De ce? Că suscați. Ai limba albastră. Am luat-o în de la, că mă ustru în gât iar. Da. Lăchi, dar și eu? Nu, Nicușor, lasă că mă descurc. E în casă? Dacă nu aveți nici școală mare. Nu are nimica. Calmenul unde? Ce ai făcut? Na, stai. Mă tăi la față. Cred că o adoarme, că era somn. De ce nu pot să o pun? Să vie de aici, să vie de aici. Agață-o de ochi, așa. Ieși! Lucky te dă de gol. Stau. Continuă întrebă. Lucky, hai că încarc. Tu duci și descarci acolo. Așa frumos.
Și astea? Frumoasă sau? Și alea, merg și alea. Hai să băgăm unul. Stai să pun camera undeva până... Da, stai, 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 stai. Hă? Am tăiat, tu mă întrebi pe mine, ți-am dat-o un cocoș? Păi nu, că eu am luat câte unul, câte unul, dar parcă... Ha? 5, am zis 5, mai devreme parcă ți-am zis. Nu știu, Carme, tu... 5, 6. Eu nici nu știu câți erau de toți, doar știi. De câte ori le-am dat eu mâncare? Dar nu, că nu sunt sigură. De ce? Ai fost în bucătărie? Ce-ți caut? Păi nu știu, că am culcat fata. Și când am ieșit era ușa deschisă la bucătărie. Cine știe ce? Câini? Ceva, cine știe? De ce? Ha? Te întreb și eu știu. Mă întreb ce? Că nu înțeleg. Tu vorbești cu o dată, nu crezi că eu... Păi aia ți-am zis mai devreme, parcă câți cocoși am avut? Ai avut tăiați sau vii? Ce întrebi? A, da, tăiați. Cât am tăiat? Păi eu o să știu, Carmen, n-am fost uite, ți-am tăiat un cocoș? Mai ai văzut niciun câine pe aici? Ce câini? E pentru? Unul negru care umblă de nebun pe aici. Umblă. Ce cu câinile? Că nu, zici cu el. Dacă l-ai văzut pe în curte pe la noi. Ce dracu scaut aici? Ești culme. Da, dar ai fost și ai lăsat ușa deschisă. Cred că mi-a luat doi cucuși, tu ești nebun. Lăcri! Ai lăsat ușa deschisă la bucătărie? Dar nici eu n-am intrat, frate. Tot tu ai intrat. Nu, tu ai obiceiul ăsta. Intră, ieși ca pe gară. Și ce are? Că tu n-am înțeles. Păi eu așa țin minte, că 7 am tăiat. Și acum cât și sunt? Mai sunt? Mai sunt 5. Ia. Că m-ai făcut curios chiar. Mă, că erau frumos. Bă, și cei mai mari erau deasupra, jur, îmi vine să... Tu faci mișto din mine, e băgat de... Pui serios? Mâna și lași gardul din față, faci gardul în fundul grădinii. Nu știu ce spui, din... ce zici bune, că nu mai sunt cocoșă, ce spui? Bă. 1, 2, 3, 4. Păi era 4 aici, nu i-am 5 filmat. Erau, că uite mai sunt 2, uite unul acolo și unul jos. Ia uite, unde ușa deschisă cum o lași? Am intrat eu ultimul? Cine a intrat? Ia uite ce s-a aburit asta. Hai să dăm așa un jet. Nu vorbesc serios. Uite mă și tu ce masă și galben și frumos. Ia uite ce e asta, ia. Cei mai mari erau deasupra. Și ce să știu, că nu-mi dau seama. Ai fost aici să ții ce ți-ai luat? Cafeaua, ce ți-ai luat? Ai stat aici bunică? Ai stat tu aici? N-au stat, au fost și mâncat. Ați fost acum? Nu. Au fost și mâncat. Serios, nu? Intră Iurea. Ia hai să vedem, poate găsim cărața aia, știi? Când ai găsit-o în fundul grădinii? Vie? Nu știu ce să... Tot așa mi-a luat. Ăla negru, ăla două rațe în gură, una a mâncat-o și una am găsit-o vie. Între bolărița, da, ba, nu. Ia să vedem. Tu mă întrebi exact degeaba, mă întrebi Iurea, dar eu nu... Tu te șofezi, nu știu ce să... Eu te le culai. Da, mă, da. Mă, Nicușor, Nicușor, ce caută mă aia? Ce? În fundul grădinii acolo, ce caută aia acolo? Din camera? Da. Nu știu ce vrea. Nu, ce caută? Tu știi ce caută? Nu știu ce caută. Ce caută oare? Ziua de mâine? Năravul. Ha? Năravul? Ce caută, mă, Nicușor? Vrea să se bălăcească el? Cred că s-ar putea că vrea să bălăcească o leacă. E căldura asta mare și eu mă gândesc că... Mă gândesc și eu, nu știu. Acum nu știu să zic. Da, cred că da, 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 da. Vrea să bălăcească sigur. Ai găsit ceva? Da, e clar. E clar. E clar. Hmm. A, stai. Stai seama că ea mănâncă acum două zile. Zic că bă, da prost, și asta e treaba. Alex, să cărcăm. Nu, am bucătăria, Iurea. Carmen, dar nu am intrat și n-am lăsat ușa deschisă. Eu nu l-am ușa deschisă, doar știi. Ce ești, uai? Ai luat pâine? A, da, am luat 3 pâini și le-am pus acolo. Am uitat să le duc în... Ce e acolo? Ce e acolo? Nebuno, hei! Hei! Dar uite dacă ea nu-i sănătoasă la cap. Ce faci, bre? Ia, bre, ce? Ia, uite, băi, cocoșii mai mari erau, băi, frate, ho, 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 ho! Ia, te poate frumoasă, da! Ce e la jumulit și tu ții ce arde de curat?
Păi dar tu n-ai furat de la găini, de la vecini cocoșii? Cum de la vecini? Păi dar de unde ai furat? La că cu acasă astea dau de gola, să știi tot satul că ai furat găinile de la vecini. Toporul ăsta lăcrii, te ferească sfântul. Că nu-i bun de nimic. Ușor, în cap aici. Dar mai multe, la până acolo. Acu era soare. Mai era alea ca pune. Chiar spuneam că zic că e aproape. Aoleu, ce urât face. E aproape ca ieri timpul, numai că e cu vreo 10 grade mai în minus timpul ăsta. Lasă-o de omul ăsta, că nici chiar așa. Ieri erau 15 grade. Și azi 25. Și azi 7 maxim. 25. Nici nu știu dacă sunt 7, nu știu, că nu m-am uitat pe telefon, dar se simte. A fost dimineața, bă, tot gândul nu m-am putut eu sui. Da, dar uite dacă câtă Da, dar uite câtă treabă ai făcut. Ei, stai seama. Păi vezi? Cum mă, că ai tăiat o grămadă lemne, mă, ia uite ce e până la jumatea. Ia uite că se vede prin celofan. Până la jumatea satului. O grămadă lemne ai tăiat, păi nu mai aveam deloc tăiate. Știi, eu ți-am mai zis eu cum e vorba aia, nu? Noi ne facem planuri și Doamne, Doamne, râde de noi și de planurile noastre. El tot ce vrea el o să facem. Și uite că așa e. Păi trebuia, eu ce spun? Uite, despre asta vorbeam. Dacă era soare așa de dimineață, păi ce aici? Dar uite, a început iar vântul. Așa că... Alea nu trebuiau tăiate și ele? Păi da. Ce vrei? Păi da, eu nu ți-am zis, dar de când tot, toată săptămâna, hai să le tăiem, hai. Și parcă tot nu era timp. A fost frumos toată săptămâna. A fost soare frumos, parcă nu te îndureai să te oprești din treaba aici. Da. Mă, dar-s groase, mă, de aici să văd un pic groase, adică eu zic că ar ține chiar alea. Mai ales că țigla, nu, lețurile tale, de acum. Mai ales că țigla, o țiglă stă pe două bucăți de lețuri. Mai ales că îi pun câte două holșuri la da. Fiecare. Înțelegi ce zic eu? Că el doar nu stă numai așa, el e scurgirea mare, da. Să ține și în alea acolo. Alea da. Acolo care stă bătut din cui și se ține în astea lungi, care împing în ele practic. Care și tu la capăt, care capete ai spus? Stai că m-am zăpăcit eu. Că ai zis că le pui câte un holșurub la țigla din capete. Am zis să-i pun în capul ăla. În capetele. A, ca să nu cad așa, în coa. Ultimele țigli, eu știu, da. Am luat vântul. Eu am zis că aici, la margine, la scurgere, aici ai să pui câte unul. N-ar fi fost rău. Care, fiecare țiglă am văzut că are gaură de aia specială pentru... N-ar fi fost rău. Era bun, de siguranță, măcar pe partea asta. Și da. Știi de ce? Că e fata pe aici, o să joace, o să... De siguranță. Să fie. Cu ce te... Cu 10 holșuruburi?
că e cam atât, cât intră? 10, hai 20. Hai 250, cam așa. Nu mă, pe toată lungimea așa. Cam așa, cam 250 la toată. Pe toată lungimea, da, asta, pe toată lungimea. Un rând. Ultimul, adică. Ai înțeles? Da. Păi da, ți-ai făcut un dulap bun, ia uite ce calme. Dar mai trebuie acum, nu cred. Ca să stai pe două... N-am suficientă stabilitate. Da. Auzi, fii atent. Vezi că am patru de alea scoase acolo? Le vezi tu? Da. Alea de sub, mi le dai pe alea. Eu ce joacă ce ori le feresc. Dar nu se văd nici dacă... Nu se vede cu aia nimic. A, ba da, o leac. Începem o nouă zi! La foișorul rustic. Sper să reușim mai mult azi să facem. Doamne ajută. O grămadă de... cum îi zice la asta? Ia uite ce e asta. Înghețe. Brumă! Brumă, de asta, cum îi spune. Unde-i soarele? Să că eu mă învățasem încolo când apune, dar el a răsărit. Dă-mi o șipcă de aia. Uite, încolo. Hai să începem. De asta? Da. Așa, cu fața asta în sus? Nu contează. A, bani, da, da. Pardon. Hai, de fapt, dă-mi de pe asta, care este aici, întâi, da, hai de fapt. Gata. E mai lat o leacă acum. E mai lat, oricum. Păi am curaj, că nu e mică tare pe roua asta. Pe... Dar ce m-a trăit? A fost frumos. Mă duc să iau ouăle, ia uzele ce urât. Mă duc să iau ouăle. Bă, dar e greu acum. E greu, nu? E greu acum. Bă, câte au făcut, mă, 5 de dată? 10. Acum le treci la alea? Da. Și se pare că treci pe partea aia altă după aia? Da. Și unde-s vârful? Dar nu știu ce să fac jos acolo deloc. Mă duc să-mi trec câte un de ăla, dacă nu-mi permit, mai nu. Dacă nu-mi permit, vin așa și le pun așa, știi? Da. Corect? Da. Unu. Aici nu mai sunt. Sunt două. A, las ca, mama. Ce mama? Unii mama? Am peste, dar nu cred că nu merg la ei. Uite, mai e unul care l-ai lăsat aici, o fi bun? Bagă-le toate acolo, dar ai vezi ce le refolosești. Vezi, alea la set, nici alea nu-s bune. Cum o să fii de la ce orice film, când e la set? Și era și câte una singură? Nu era, nu mai erau. Nu mai erau. Dacă era, luam. Bă, dar alt loc nu găsea. Ia uite, mă. A? Ia uite, mâța. Ia uite, panara. Alt loc nu găsea, mâța. Eu nu știu, mă, la cine să tragă, mă. Nu văd la basket, băie. Ce-ai luat acolo? Ia să văd. Eu n-am fost, dar sunt bune, nu sunt groase? Nu. No. Și ăsta pentru ce? Unde mai bun? Mai trebuie să undeva să mai întăresc o leacă, ca să știu totuși că e sigur. Mă duc că i-am luat niște mâncare la cățel. Mi-a lăsat geanta pe jos. Ce blondă sunt. Lacă-i pun acum, dar să-i răstorn o leacă de mâncare. Dă-te. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Da, fac așa, uite așa să fac. Uite așa. Da, a intrat în casă. O, pășică. Așa punem în gălea.
poți să te dai așa, să te vadă și lumea. Te-ai transformat în cameraman? Dar ce are? Acum dai salariu, până ești. Ha? Da. Ei, așteaptă. Dar nu-mi place așa. Data viitoare, gata. Deci nu m-a avut profit așa. Cui seminieric, eu nu știu. De vecin, de peste drum. Vecinul de peste gar. De acum o te vezi. E periculos ce faci. Da? Grijai scară. Scara e acolo, da. Scai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Mai dă bani. Mai cam dau? Atâta, deocamdată. Deocamdată. Ruleta ți-o dau? Da. Te vezi negru. Ce zic, da? Te vezi negru. Pe cine? Pe ruleta. A, cred că. Ia să mai spuneți voi că nu țin eu la voi. Auzi? Uite aici, un ceai cald. Ce-i ăla? Da, ți l-am dat azi dimineață. L-am luat la mine? Nu, mă. A, hai, ăla nu? Din pachet. Hai să iei un ceai cald. Eu l-am luat, dar nu am. Vrei? Da, dar n-am cum să-l... Uite, să-l pun aici. Gata? A fost cana spartă, cred. Bea gaură. Bea, mă, Sofie, că e cât e caldă. Mă, să-i duc și lui Eric, și lui bunica, și lui Emma. Că... Au! Auzit, auzit. Dar n-ai intrat în casă, mă, de atunci. Ba da, a intrat. Hai în casă să-ți dau un ceai și ție. Hai că-i frig afară. Caută și tu, dacă... Eu credeam că ești șarmale. Mâncare. Șarmale, vrei șarmale? Dar când faci mâncare? Mâine. Încet. Păi acum e gata. Să prăjește peștele. Să... Ce să mai faci? Ia. Să prăjește peștele. Acolo și facem papalinca. Am modificat aici, că n-ai ce să... Dar ce-ai făcut? Că nu înțeleg, că... Eu am făcut mâncarea... L-am deviat de la planul inițial. Ce anume? Te-ai ridicat mai sus? Era proiectat pentru tablă, nu m-a ridicat mai sus. Problema este că aici e mai lat, în partea asta, față din partea cealaltă. Temelia. E mai lată de jos cu totul. Temelia. Și m-am lățit, i-am pus egal. Să s-o potisem după tablă și la țiglă nu mai cum să spargi, cum să o... Da, da. Așa că mă bine mai tai un pic de aici. Da. Câte 2 cm, câte așa și e mai sigur. Înțelegi? Asta e devierea de la plan. Da, are mică. Să iasă bine. Și o să iasă, că dacă... I-am băgat alte posturi aici de susținere de astea. Da. Auzi? Da. Aveam o chestie de asta. Așa. Da, era până acolo căzuse. Aha. E acolo, da, e. Stai că nu pot să mă ridic. Da, aici e. Eu de asta mai bine. Da, dar e la fel. Ia de acolo. Auzi, când încep să pui țiglele și așa, o să arate bine, pentru că țiglele sunt perfect drepte toate, știi? Și rând în rând, o să arate bine tare. Cu tablă. Și cu tablă, și cu tablă era șurubul de susținere aici, ca să poți să stai de aici, știi? Da. Era posibil să se vadă strâmb cu tabla. Că ai văzut ce fel să vede. Asta nu mai scoate. Că n-am cum.
Trebuie să, să iau telefonul tău, să fac niște poze pentru grup. Și am poze de la fiecare pas pe grupul nostru. A, și acum le scoți pe alea ca să poți să tai și să nu... Am înțeles. Acum am înțeles. Până la... Nu că n-am, nu înțeles în prima oară. Dar nici n-am... Nici nu te-am ascultat. Nici n-ai înțeles. Păi dar nu știu, mai ales când te văd la înălțimea aia. Pe mine mă ia cu rău. Jupiter! Să mă sui sus, aici mi este greu să tai cu dușul. Să putea să rup un gât de aici. Unde? Sus. De sus, de aici. Să-ți rupi un gât? Îmi rup un gât, sigur. Dar câte ai? Unul și bun. Trei gâturi. Ai șapte. Am trei gâte. Ia gâtele mătii. Gâtul meu și gâtul mătii. Atât. Mă duc. Te ai... Vezi și mie cum-ți fac aici. Așa. E bun așa, nu? E perfect. Nu știu la becin, ce știu scară. Dar am fost, dar nu răspunde. Deci te mai duci odată, înseamnă. Păi nu mai duc, dar mai încolo. Mai încolo când? Mâini? Mai pe mâini. Hai să punem în partea aia țigla. Păi n-ai cum să pui când trebuie scară. De ce? Să tai astea de aici și alea de acolo. Păi și tura trecută cum ai tăiat aici? Ha? Tura trecută cum ai tăiat aici? Eu am ținut de scară, lăcrămeara ți-a dat drujba. Cu a noastră, nu merge? Păi da. Eu te țin, sigur te țin. Tu să-ți lași toată încrederea în mine. Ia zi-ne. Ne faci vreo bucurie azi? Nu. Ține-o lea pe asta. Țin de un băț? Țin și tu. De o aripă de aia. Vezi că ai sus, mă duc. Ia vezi cum faci. Să mă duc, nu? Vezi cum fac. Perfect de strâmb și de prost. Ce ai zis? Să ridic asta? Da. Dau asta încolo? Da. Dar alea din capul altul? Care cap? Alea îndesă în la urmă. Asta trebuie să tăiați acum. Dar nu știu cu ce să le iau eu. Ca să vină mie mai ușor. Flexul. Bravo, Eric! Răspuns corect. Ai premiul Suzeta. Vacă. Suzeta vacă, așa spune tu când ai mici. Ai câștigat o Suzeta vacă. De le scoateam ăsta. Auzi, dar știi ce este cu ce? Cu frita. Da. Este mai ușor, cu șoricel. Cred că mă duc să le tai și pe ăla. Da. Dar unii pune ăsta să nu cadă. Mă, Sofie? Da. Părerea mea, mai gândi să le lași o leac. Părerea mea, acum. Da, părerea ta. Carmen? Părerea mea mai... contează? Te mai pui și curi și tu acum. Da. Acu? A, ah, iute că mai sunt acolo. Unde mai sunt? Aici, lângă... În remorcă? A. Lasă-le remorcă atunci. Uite aici mai sunt.
Da, nu se poate. Aici nu te vezi. De ce ai luat patata cu mai bună? Tu cu ce faceai? A? Tu cu ce faceai? Cu aia la altă, dar ce are? S-a tocit? Cu asta? Nu, mai e mai lungă. Este lor. Asta e? Nu, iute, mai e una. Iute, vreau, dacă mai vrei una. Vale. Auzi? Îi las 30 cm cu am aici, de acolo ăsta 20. Ca să... Dar aici mai bate din partea asta, ploaie. Mai bate, dar ca să mai stai pe ponton, știi, și la dos, în același... Ai, nu neapărat, nu. De ce nu? Acolo putea să faci ceva de stup, așa, nu știu cum. Dar dacă îi pui copacul ăla acolo, nu mai trebuie nimic, dar știu. Da, nu te gândi. Pe mine mă ia cu rău numai când te văd pe tine. Da, păi să fiu eu acolo. Ia și pe scuietele cu ceva, ca să fac vază. Să-mi bici cu apă, știi? Și cu camera? Dar de ce ții mai tare? De camera sau de mine? Clar de camera. Fără, dar nu poate. De păi și eu pe alea două cum le iau? Intră nouă leacă în apă până la genunchi. Bag o leacă în genunchi în apă. Hai! Ce ai? Deci tu te-ai apucat de tăiat când eu încă stăteam acolo jos. Nu. Bravo, mă! Dar cine s-a zis asta? Uite, ăsta a căzut aici. Următorul unde scadă? Trebuie, ia undiță ceva și scoate de afară. Deci că prinde fluturi. Ah, mai e unul în parte. Păi și pe ăla cum îl iau, că nu vrea să vină la vale. Ia niște boabe, s-a demenește. Ce să-i fac? Niște boabe de grâu, s-a demenește. Și vine, nu? Da. Exact. Ia uite, i-am dat de porumb și uite cum a venit. Ia de porumb? A venit. Ai ce tău? E mai bun porumb. Ei, dar cum îl tai eu acum, Carmen? Până aici m-am suit, dar duci voi mai grea decât panarama aia. Ha? Nu-mi spui și mie? Ce? Cum îl tai? Stai acolo, nu pleci de acolo. Nu pleci. E nebună. Să-mi caut și eu o poziție, dar nu știu cum. Eric! Carmen, dar n-am cum să tai ăsta, Carmen. Și eu ce să-ți fac? Cum fac eu? Lasă-l așa. Scara aia până unde vine? Până acolo. Da? Doar de jos. Da? Vine fix pe mijloc, nici pe ponton, nici jos. Nu știu cum, serios, nu știu. Nici. Mie să nu-mi tai ceva, nu de alta, pentru nimic. Aș putea să o folosesc ca și utilitate, ca și ceva? A? Da. Ce? Nimic. A adus cara aia mare, iau pe asta, duci, ba. Da. Ce? Niște țigli. Da? Să vedem ce și cum încerc. Ia vede. Păi ce, după aici, după aici. Hei, hei! Mi-a scăpat direct în cap. Vezi că e și masofie acolo. Masofie mai e mult acolo? Că ăsta e destul de mata, să mă cumpăr să le dea drumul, da. Aici merge, problema e alta. Înțelegi? Nu. Ce, nu înțelegi care e problema? Înțelegi? Înțelegi? Îmi aduci un, cum îi spune?
un ciocanel și cuii de alea, vezi că sunt cuii mițele acolo în atelierul șadului. Iau un buzunar și primul rând îi dau așa, știi? Cu cuie? Cu cuii, da. Și ciocanul unde ți-l dau? În cap? În cap, normal, dar nu-i dai în picioare. Te-aduc o mână sau toată cutia? Ha? Adu toată cutia. Ca să-i prim margele măcar în cui. Restul nu mă interesează. Așa, tot ce sunt imagini ca să nu-i cadă în cap la cineva. Mă, și dacă ai auzit de prima dată, de ce mai faci? A? Păi ca să mai întrebi o dată. Bun. Mă bucur pentru mine. Dă-mi o mână de cuii de alea. Ia cheile, n-alătă. Prinde-le. Când zici că ai terminat, de fapt tot mai e uleac. Tot mai e uleac. Ultimul rând, nu stă pe țiglă, deci trebuie să fac un pic mai înalt. Da. Ca să îmbuci bine. Pam, pam, pam. Aia e problema, și am tăiat niște scânduri de astea acum. Vezi, dacă n-ai experiență, nu știi ce e. Ce-ți mai trebuie, cum îți trebuie. Da. Exact, trebuie să dai cu capul ca să vezi. Trebuie să dai cu căpățâna ca să vezi ce-ți mai trebuie. Ho, ho! Na! Ai pus-o la cameră de ulei, zici că ai pus de la tine, să mor eu. Hai să-i dăm drumul. Explică-te că nu înțeleg. De ce deci, ai mai pus încă jumătate de leț? În momentul în care tu pui rândul ăsta de țiglă al doilea, ăsta stă pe țiglă aici, da? Așa. Ei, eu când am pus țigla asta jos aici, asta e cât o țiglă, da? Da. Aici jos stătea direct cu asta și stătea o leacă culcată. A, și aia stătea ridicată primul exact. Rând. Exact. Ai înțeles acum? Și acum vine bine? Păi ar trebui să vină, da, vine. Și acum cum? Pui la fiecare primul rând? Aici, primul rând, atât. Ca să nu zboare în cap. Da, normal. În rest, nu. Mi-am făcut să zicea că trebuie legată cu sârmă între ele, nu? A? Trebuie legată cu sârmă. Ce să vezi cu sârmă? Sârmele. A, dar asta la urmă, nu acum. La urmă am sârmă de aia înghempată. De aia înghempată pui? Înghempată pun eu, îți mai fost eu. Eu te prostim, eu merg cu fiecare de ăsta ai bată, nu se bată numai jos? Da. Dar nu știi că așa faci tu, mai ai o leacă și chiar le, te convingi singur de a le pune la toate. Da. Ca să fii sigur. Nu, numai jos, până asta. Da, știu că numai acolo ar trebui. Dar știi de ce? Mai mult să nu pice vreuna de acolo, pică la vreun copil în cap, nu de alta. Nu cred că o să cadă. N-are cum, pentru că intră pe canelele lor. Pentru orice eventualitate, lasă hiei. Mai ales că toate astea le-am curățat de... Le-am curățat. Le-ai curățat de le-ai rupt tu. De praf, de... Am înțepenit deja. Ah, sunt tonic, nu mai putem să mai... Nici nu m-am gândit că nu facem, da. Nu pune. Dar dacă nu, dacă nu lua cu asta, cu aia, vezi că aia... merge repede. Primul rând... Aia, da, da. Aia ai făcut alea că nu avea scurgerea bună. Și vezi, nici nu știi ce e. Hai mă că-s bine, e la fix. Curge apa peste, să vezi, vezi când cobor, da. Da? Bine, ce vreau să vede lătrii de acum? Se vede frumos. Hai să mă dăm mai în spate, să vadă cu totul. Ha? Se vede frumos tare. Așa, să vedem unde mă dau. Eu ți-am adus scara. Poți pe scara sau te bagi în interior? Ce faci? Nu știu. Stai tot cu spatele la ele. Te-ai spărat pe ele? Da, ulea. Iată-l. Aici, da, că după aia, oricum, ea stă una în alta, știi? Da, și prind atunci rezistență mai mare, na.
Uite așa, trebuie mai dat, trebuie dat de mutație de colo-colo. O leacă. Acum să vedem câte mai trebuie ca aici. Pe capăt. Stai să vedem cum mă dau. Așa. Cât ai zis că are una de asta? 3 kg. 3 kg una. Da. Vâlele. Și tu câte ai? 600? Da. Cu plus coamele. Care 600? Am mai luat. 700 fără o leacă. 700 ai. 700 am. Cu tot cu coame. Că ai avut 500 cu coamele și după aia am mai luat încă 200. 700. Hei, cât mi-am mai dat acolo? 700. Ia piciorul de acolo și pune de aici. Păi de încoa, ce să pun? Păi da, ce să pui? Da, te-ai uitat la mine ca să-ți dau? A, trebuie să mă uit la tine. Păi dau la cine mai stăuiți? Ți-ai văzut pe vreuna pe acolo? Da. Pe mecanica? Da, era în baltă aici. Păi, săraca, cred că a luat acolo, a dat telefonul. Să scălda. Auzi? A? Mai merge una. Așa? După aia cred că trebuie să mai iau o leacă din eu. Iei după aia cu ăla. Nu după aia, că după aia nu mai poți. De ce? Na. Mai dai una. Ia. Înțelegi? Nu. N-am ce să-i mai fac. Dă-mi una, numai de probă, dă-mi. Să mai iau o leacă din el, știi? Op! Hai că acum mă duc. Mă duc la prima imediat. Ia-te! Ce are? Și nu mai merge să mai pun. Dacă mai pun una, mă duc. Dar n-ai cum să mai pui, da așa. Ar merge, de fapt, dacă stau să mă gândesc. Și de ce nu-i faci semn acum cu creionul? Auzi, ar merge. Ar mai merge încă una. Ia ia-o pe aia de la picioarele tale, de sus. Ce să iau? Ia-o și pune-o în următoarea. Așa. Ia. Face poc în baltă. Dar nu prinde cuiu aici. Nu prinde. Cuiu aici. Da. Îl pui așa strâmb o leacă. Na. Hai mă că prinde. Fac belea. 2 cm dacă te duceai din capăt o leacă. Fac belea. Era bun. Lacă mai ia o leacă din... Că aveai aici de unde, unde să te mai duci, nu? Și acum eu cum mă dau jos? Nu, no, așa trebuie, Carmen, măcar o leacă ca să nu prindă lemnul, știi? Da. Că poate îi mai pui și ce faci, știi? Da. De fapt nu îi mai pui la ăla, dar oricum, să nu prindă lemnul. Că putrezești imediat de la umezeală. Păi da. Hai că mâine cred că... Azi mâine, azi mâine. Sâmbătă era capul. Așa ai făcut și cu... Ce faci, mă? Ia de... Car. Face poc. Nu te dai pe acolo jos? Păi și eu cum mă duc acolo? În ea să te duci. Mă duc pe aici, aici e problema. Și pe aici cum mă duc, apoi pe acolo. Bă, maimuță! Stai să văd cum mă dau! Acțiune! Și acum? Cum ești apoi de asta? Uite, de asta plac, nu-i pantaloni cât mai larg să fie tatăl. Orice pantalon sunt, îi rup tot de picioare, tot. Pardon? Hai mă, că vine într-un fel. Vine. Serios? Da? Da. Deci vine într-un mare fel. Serios? Cum îți place? Uite, se vede bine și pe dedesubt. M-am uitat să văd cum vine așa pe ansamblu. Deci vine într-un mare fel, serios. Ai lucrat? Da. Îmi place. Indiferent cum era făcută, contează să fie. Să fie frumoasă. În afon? Nu. Stai ce mătate, bună că am făcut. Nu, am văzut una ridicată, două și... N-are nimic acolo, doar nu plouă până. Apa să scurge după una pe alta. N-au treabă. Pe canelul lor, uite, uite pe aia pe ultima de sus, al doilea rând, iar a treia. Știi, să le a treia de sus, ultimul rând. Rândul de sus? Da, n-am treabă cu ăla. A treia. Iată, chiar și a treia așa. Știi, la unele să-mi vină bine. Hei, alea să mai reclinează când pui al treilea rând, rândul al doilea. Dar nu, încerc să înțeleg de ce nu stau.
Ce nu stau? Una în alta. Din cauza că eu n-am făcut perfect aici. Ah. Nu-i tăiat perfect ăsta, da. E cu drujba luat. Per total. Dar per total e bine, numai e, era lăsată în jos, da. Și al doilea rând se vedea în interior. Da, știu ce zic. Știi ce zic? Știu. De aia era problema. Da. Uite, a venit luna. Și stele? Și soarele. Stele s-a sunt capăt. Stele la tine, stele pierzi. Hai aici. Unde se merge? Aici. Pentru? Facem finalul. Și mâine când ai zis facem. Ce facem? De mâncare. La oală. Ce mai facem? Uite și pisica. O să fie gata, luăm concediu. Uite și la pisica îi place. Ia uite-o nebună. Da. Pisu. Până mâine. E bun? Da. Și stă și ăla. De fapt, n-ai prins acolo, n-ai treabă. Aici trebuie să punem o florărie ceva. Da, da. Neapărat. Așa, o scândură lată. O florărie meseriașă. Până în jos, făcut da. Așa cu modele. Ceva, nu știu, în ce, în formă de ceva. Tot îți place ție inimii ăla. Nu inimii ăla. Ce fac frumos. Vezi că mai sunt strâmbișoare din ele? Nu sunt perfecte, perfecte. Da. Au mai fost refolosite ceva. Da, mă, Sofia ne-a luat concediu. Da, dacă o lași până la 12 noapte, faci aici. Da. Da, și prieteni, mulțumim frumos pentru vizionare. Mamă, ce față am. Tu ești negru pe față, tu vezi? Da. Și eu sunt la fel de rău. Hai să așa să ne vadă luna. Ia uite ce bine ne vedem. Mamă, dar ce mustață am. Nu mai sunt. Mustacioara lui, pana... Corbul lui. Pana ciorii. Mulțumim pentru vizionare, da, și prieteni. Dacă apreciați efortul nostru... Așteptăm un like. Așteaptă. Așa? Nu pot să fac și eu. Să un comentariu bine de rău, cum doriți. Stai să zic și la ceva de final. Subscribe. Așa? E mai pe engleză. Așa? Nu știu. Nu știu. Și nu știu de astea. Ne revedem mâine dimineață. Mâine e seară. Mâine seară. Mâine dimineață noi. După aia da-și prieteni. Bye, bye. Pupat. Bye, bye. Pa. Bye, bye.